Evanghelist Ioan se va citi. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte, zisa Domnul către iudeii care venise la dânsul, eu mă duc și mă veți căuta și nu mă veți afla și veți muri în păcatul vostru. Unde mă duc eu, voi nu puteți să veniți. Deci ziceau iudeii, nu cumva aș vă ridica singur viața, pentru că zice, unde mă duc eu, voi nu puteți să veniți. Dar Iisus le-a spus, voi sunteți din cele de jos, eu sunt din cele de sus. Voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. Drept aceea v-am spus vouă că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți cine sunt eu, veți muri în păcatele voastre. L-au întrebat atunci pe el, cine ești tu? Și le-a răspuns Iisus, ceea ce de la început v-am spus că sunt, multe am de zis și de judecat despre voi, dar cel ce m-a trimis pe mine adevărat este și cele ce am auzit de la Domnul, eu acestea le gândesc în lume, ei însă n-au înțeles că le vorbea despre Tatăl. Deci le-a spus Iisus, când veți înălța pe Fiul omului și veți cunoaște cine sunt eu și că de la mine însumi nu fac nimic, ci precum a învățat Tatăl meu, așa grăiesc. Iar cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur, fiindcă eu fac pururea cele plăcute lui. Aceste cuvinte grăind el, mulți au crezut într-însul. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos a înviat. Iubiți credincioși, suntem în zi de vineri, în săptămâna a patra după Paște. Și Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan ne aduce încetul cu încetul, prin cuvintele sale simple, dar puternice și profunde, la esența lucrurilor, ca să n-aibă nimeni cuvânt de îndreptăție, cum a spus de atâtea ori. Și spune clar, cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos îl prezintă în câteva cuvinte. Iisus le-a spus lor, voi sunteți din cele de jos, eu sunt din cele de sus. Voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. De aceea v-am spus vouă că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți cine sunt eu, veți muri în păcatele voastre. Eu sunt din cer, voi sunteți de pe pământ. Eu sunt Dumnezeu, Creatorul și voi sunteți creaturi. Eu sunt Domnul Dumnezeu, Sfânt, 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 iar voi muriți în păcatele voastre pentru că nu credeți că eu sunt Dumnezeu. Vedeți cât de clar și de tranșant pune problema Domnul nostru Iisus Hristos. Dar iubiți credincioși, ieri v-am spus că Domnul cel Sfânt a venit ca să ne sfințească pe noi. Și sfințenia noastră vine prin biserica întemeiată de el la cincizecime. La cincizecime s-a pogorât Duhul Sfânt peste Sfinții Apostoli și Sfinții Apostoli au devenit mădulare ale trupului lui Hristos. De aceea, lucrarea Sfintei noastre biserici, una sfântă, zobornicească și apostolească biserică, este aceea de a-L îndumnezei pe om. Și vă repet lucrul acesta ca să înțelegem că noi nu suntem pe fața Pământului nici să fim fericiți aici, nici să o ducem în plăceri, nici să obținem bogății sau alte lucruri sau un nume sau o funcție, ci scopul nostru este să ne sfințim, să ne îndumnezeim. De aceea, când noi mărturisim în crezul ortodox, spunem despre Tatăl, despre Fiul, despre Duhul Sfânt, dar ajungem și la următoarea mărturisire. Cred într-o una sfântă, sobornicească
și apostolească biserică, mărturisesc cu botez întruierea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Deci este una? Pentru că Dumnezeu este unul. De ce este una și unica? Pentru că mirele este unul și mireasa este una. De ce este una? Pentru că unul este capul și unul este trupul. De ce este una, iubiți credincioși? Pentru că bunul Dumnezeu a lucrat dumnezeiește și n-a lucrat în fel și chip pe mai multe fronturi diferite ca noi să ne mântuim. A făcut o singură lucrare, o singură credință, un singur botez, un singur domn, o singură biserică ca să ne mântuim în împărăția Lui. De aceea, biserica este una și este sfântă. Ce înseamnă că biserica este sfântă? Biserica este sfântă, iubiți credincioși, pentru că sfânt este capul ei. Biserica este sfântă pentru că Dumnezeu este sfânt, 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 Domnul Savaot. Și când vorbim că biserica este sfântă, înseamnă că ne gândim la următorul lucru. Biserica sunteți voi, trupul mistic al lui Hristos. Nu doar biserica de zid, biserica, iubiți credincioși, sunteți voi, mădulare sfinte ale unui cap sfânt. Iar sfințenia aceasta vi se dă prin Duhul Sfânt, vi se dă prin trupul lui Hristos și sângele lui care îl avem pe Sfânta Masă. De aceea, când spunem că biserica este sfântă, înseamnă că ea este pătrunsă de tot Duhul Sfânt și de toată plinătatea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt, iubiți credincioși, care lucrează în biserică cu fiecare în parte, pe nivelul lui, ca să îl sfințească. Harul Duhului Sfânt este o energie necreată, nu o energie creată. Pentru că dacă Harul Duhului Sfânt este din ființa lui Dumnezeu, care este veșnică, înseamnă că Dumnezeu, prin energiile lui necreate, lucrează din veșnicie. Și Harul, ca energie necreată, sfințește tot. Și atunci, de aceea când noi intrăm în Sfânta Biserică, vorbim în continuu despre Sfânta Biserică, Sfintele Icoane, Sfânta Cruce, Sfântul Altar, Sfântul Antimis, Sfântul Potir, Sfintele Taine, Sfintele Veșminte, Sfânt, 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 repet, Domnul Savaot, fiind cerul și pământul de mărirea Lui, pentru că în continuu, în cântări, și în rugăciuni auzim neîncetat cuvântul acesta, sfânt, sfânt, sfânt. Ce înseamnă sfânt, iubiți credincioși? Înseamnă cu adevărat sănătos, pentru că biserica a venit să ne scoată pe noi, a fost îndemnată să ne scoată pe noi din boala cea grea a păcatului, a stricăciunii și a morții. Aici nu este vorba despre o vindecare trupească și atât, este vorba despre o vindecare a întregii ființei umane. Aici nu este vorba în Sfânta Biserică de un echilibru la nivelul orizontalului între bine și rău, ci este vorba despre viața veșnică și moartea veșnică. Este vorba despre miza cea mare a împărăției cerurilor sau a iadului, iubiți credincioși, iadului în care noi stăm în funcție de starea noastră interioară. Eu nu sunt din lumea aceasta, eu sunt din cer, eu sunt pâinea care s-a pogorât, iubiți credincioși. Dar vedeți, lupta cea mare este ca voi să nu ajungeți la sfințenie. Sfințenia se obține prin împărtășirea cu Sfintele Taine. Toate celelalte sunt ierurgii și taine care pregătesc trupul și sufletul omului, îl pregătesc pe omul în ansamblu, pentru punctul maxim care se află în Sfânta Biserică, unirea cu Hristos în Sfânta Împărtășanie. Acum se duce lupta cea mare împotriva Sfântului Potir și împotriva Sfintei Euharistii. Lupta cea mare care se duce într-un mod pervers și nu pe față, îmi scrie niciun. Și atât de bine se duce acest atac încât noi creștinii ortodoși
trebuie să răspundem cu o înțelepciune dumnezeiască și nu cu o știință lumească. Spunea frumos Părintele Iustin Pârgu și clar, din experiența lui de mărturisitor și de om care a trăit prin pușcările comuniste și după aceea, nu există soluții lumești pentru vremurile care vor veni. Nu există soluție lumească. Singura variantă este mărturisirea credinței, chiar cu prețul vieții și mucenicia. De aceea, iubiți credincioși, fixați-vă foarte bine lucrurile. Pentru că dau un exemplu acum. Din lumea aceasta, un gimnast care face un exercițiu, sfoara sau șpagat, problema nu este când se întinde el acolo, picioarele și mușchii lui se tensionează. Nu atunci se rupe mușchiul, se rupe când se revine brusc, iubiți credincioși. Țineți minte la exemplu ăsta. Mi s-a dat odată o contracție puternică când a spus stați acasă și acum veniți cu toții la biserică și dacă nu sunteți atenți, odată vi se rupe mușchiul dacă se exagerează și odată vi se rupe în clipa în care voi ați venit la biserică așa cum nu se cuvine. Sunteți într-o postură, voi creștini ortodoxi și noi preoții, foarte grea. Pentru că s-a dat drumul să veniți la Sfânta Biserică. Și dați cezarului ce a cezarului și lui Dumnezeu ce are lui Dumnezeu atâta timp cât cezarul nu afectează pe cele ale lui Dumnezeu. Ascult de tine, cezarule, dacă tu asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă tu nu asculți de legile Domnului, eu nu ascult de legile tale. Cu prețul vieții mele. Așa au apărut mucenicii din toate timpurile, iubiți credincioși. Legea lui Dumnezeu este mai presus decât legea omului. Legea omului, dacă vrea binele omului, ar trebui dată fără ca să încurce legea lui Dumnezeu. Pentru că legea lui Dumnezeu vrea binele omului mai mult decât legea omului. De aceea spune clar Apostolul, trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Pentru că voi muriți în păcatele voastre, pentru că nu știți cine sunt eu, spune Domnul. Și atunci, iubiți credincioși, uitați-vă frățiile voastre, ce încercare parșivă și perversă vi se dă. Vi se dă șansa să veniți la Sfânta Biserică ca să apostaziați. Vi se dă șansa să veniți la Sfânta Biserică și să se spună așa. Dacă vă apropiați de potir, vă îmbolnăviți. Dacă vă apropiați de linguriță, vă îmbolnăviți. Dacă vă apropiați unul de altul, vă îmbolnăviți. Dacă intrați în și sărutați Sfintele icoane, Sfinte, 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 toate, vă îmbolnăviți. Adică energia creată e mai puternică decât energia necreată. Adică omul este mai puternic decât Domnul. Vedeți cum vi se întorc toate pe dos? Și atunci aveți de ales următorul lucru. Da. Există posibilitatea să vin în curtea bisericii, în Sfânta Biserică, să tușească unul și să iau virusul acesta. Posibilitatea este să o ieși într-un supermarket, să o ieși la serviciu, să o ieși pe stradă, să o ieși în familie, să o ieși... Nu mai umblați cu coțcăreli și cu tot soiul de minciuni, punând pe Sfânta Biserică cele mai grele legi și reguli. Dar puteți să faceți lucrul acesta? Pentru că nu avem noi generali care să se lupte pentru noi, adică ierarhi și sinod. Puteți să faceți lucrul acesta pentru că preoții nu mai au curajul mărturisirii. Puteți să faceți aceste legi și aceste jocuri perverse pentru că creștinii sunt lași și fricoși, pentru că nu-și mai cunosc credința. Dar dacă vii la Sfânta Biserică, asculți Sfânta Liturghie și când am strigat cu frica lui Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați și nu te-ai apropiat, ai căzut în apostazie și ai murit. Ai murit înainte de a muri. Ai murit sufletește înainte de a muri trupește. Ai murit față de Dumnezeu. Și atunci îți pun întrebarea, de ce ai mai venit? Stai acasă. Nu cumva să îndrăsnești să vii la Sfânta Biserică și la strigarea Domnului tu să nu vii, că ai căzut în apostazie și te-ai nenorocit. Iar dacă stai acasă și stai ca un laș, nu vei scăpa de conștiința care te va mustra în continuu, pentru că tu ești un ostaș al Domnului și la strigarea împăratului tu ai stat acasă, ai dezertat. Deci vedeți cum suntem puși? Pe muchie de cuțit. Iar dacă preotul strigă, și tot el nu strigă cu toată inima. Și dacă el cheamă și el intră cu Sfântul Potir în altar, așa cum a făcut atâtea zeci de ani,
Deci noi trăim lucrarea pe care au făcut-o preoți atâția zeci de ani pentru că v-au mințit. V-au strigat să vă apropiați de Sfânta Împărtășanie și nu v-au dat împărtășania chiar dacă aveați dezlegare. Motivând și ar motivând o grămadă de pretexte pe care ei nu le respectau. Pentru că nu aveau ei alte reguli decât trebuie să le aibă omul. Ba mai mult, ei au reguli mai aspre decât să aibă credinciosul de zi cu zi. Și de aceea, iubiți credincioși, în Sfânta Biserică, duminică, când veniți în curtea mănăstirii, să știți că veți avea această invitație și noi și voi să ne împărtășim. Și atunci, aveți de ales. Mă îmbolnăvesc și mor sau mărturisesc și trăiesc pentru viața veșnică. Și o să vedeți că vine în conștiința voastră cuvântul Domnului. Cel care va vrea să-și scape sufletul său, îl va pierde. Iar cel care îl va pierde pentru Hristos, pentru Evanghelie, și îl va scăpa. O să vedeți că vi se întinde o cursă în așa fel încât nu vi se spune nimic clar, încât din neștiință, din frică, din lașitate, voi înși vă să vă dați cu stângul în dreptul, ca și preoți, ca și creștini, și să cădeți în nas. Pentru că nu credem că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat. De aceea, Iisus Hristos spune așa și dă soluție Sinodul Bisericii Ortodoxe Române. Nu este Sfântul Sinod, este Sinodul Sfintei Biserici. Pentru că a fost și Sinod de Tâlhărești și Biserica a mers înainte. Nu ești sfânt pentru că ești în sinod. De aceea, haideți să vă dau niște exemple. Să rămână în Sfânta Biserică preotul și cântăretul și să facă slujba și mergem înainte pe perioada crizei. Dar de ce n-ați spus voi așa? Să rămână directorul sau managerul și cu secretara și toți angajații să plece acasă. Să vedem dacă vă mai merge vouă firma. Să rămână managerul spitalului și cu o asistentă sau cu secretara și să vedem dacă mai funcționează spitalul. Să rămână șeful oricărei instituții și cu încă unul din instituția aceea și vedem noi dacă mai mergea vreo instituție în țara aceasta. Dar ați creat pentru cele lumești cadru necesar, iar la biserică ați spus așa, preotul și cântărețul. De ce? Pentru că ați vrut să separați capul de trup. Și acum când vă spune vouă veniți la Sfânta Biserică și vă împărtășim peste o lună, două, când om sta noi bisericile surori și ne-am convoca, păi ce să te mai convoci? Tu ai nevoie de convocare ca să stabilești ceea ce a spus Domnul și canoanele Sfinților Părinți din toate timpurile. Iubiți credincioși, a spune, separăm trupul de cap pentru o lună și apoi mai vedem noi, înseamnă că ești mort. E ca și cum ți-aș spune, taie-ți gâtul și fă ce vrei. Cam așa stau lucrurile. Și ca să înțelegeți cum stau lucrurile în Sfânta Biserică, uitați-vă în viețile Sfinților, iubiți credincioși. Dacă eu ca preot sunt în Sfântul Altar și arde Biserica și eu n-am încotro și am început Sfânta Liturghie și n-am cum să iau antimisul și să fug, stau cu calmul cu care am început Sfânta Liturghie în pace Domnului să ne rugăm și stau și continui Sfânta Liturghie și o termin până iau foc și mor acolo lângă Sfântul Potir. Dacă vin prigonitorii și stau cu sabia la capul meu, cu pistolul la cap și spune oprește liturghia sau te împușc, continui liturghia până când m-ai împușcat. Dar în viețile Sfinților s-au văzut că li s-au tăiat lor mâinile de puteri nevăzute și au murit ei în afara Sfântului Altar și preotul și-a continuat Sfânta Liturghie. Dacă un pusnic este în pustie unui rămonah, unui roschimonah, și face Sfânta Liturghie acolo și au venit fiarele peste el, el continuă Sfânta Liturghie chiar dacă îl mănâncă și leul, că îl mănâncă lupul, orice, el continuă Sfânta Liturghie. Dar s-a demonstrat că s-a pus lupul cu botul pe labe, s-a pus leul la picioarele Sfântului și au ascultat Sfânta Liturghie, iar Sfântul și-a continuat slujba. Pentru că în clipa în care am dat, binecuvântată este împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, nu mai e ce căuta tu în casa Domnului cu regulile tale. Iar dacă voi vreți să faceți compromisul în casa Domnului, casa milei, casa Sfințeniei, să credeți voi că intrați cu regulile voastre să dezinfectați totul, vă înșelați. Pentru că vom intra în catacombe nevăzuți de voi și vom sluji după legile Domnului, dar nu vom lăsa pe voi să ne puneți pe noi în situația de a ne bate joc de noi, de credința noastră
și de toate rânduielile Sfintei Biserici și a ne lepăda de Dumnezeu. Am avea două șanse, iubiți credincioși, acum. Veniți cu toții la Sfânta Biserică, mii și mii, și vă împărtășiți. Și fiind puși între viață și moarte, vă facem deslegare ca și cum ați pleca la război și vă împărtășim cu toții, pentru că este o problemă de viață și de moarte. Atât duhovnicească prin apostazie, cât și prin acest virus creat de ei în laborator. Nu spunem că nu există. Dar nu cum zic ei. Nu spun că nu s-au îmbolnăvit. Dar nu atât de mulți cum zic ei. Nu spun că nu sunt lucrurile din punct de vedere medical. Dar nu cum se prezintă. Pentru că, iubiți credincioși, am dat un exemplu și îl repet. Dacă într-un oraș intră un câine turbat, ce faci? Izolezi câinele? S-au închis toate instituțiile orașului și pe toți închizi în casă și îl lași pe câinele turbat să meargă unde vrea el. Există soluții, dar nu vor să le pună în valoare. De aceea, iubiți credincioși, vedeți că este o problemă de viață veșnică și de moarte veșnică. Ori stați cu toți acasă și nu veniți nici unul la biserică dacă nu aveți curajul mărturisirii și stați cu conștiința acolo, ori veniți și mărturisiți și facem pogorământ și vă deslegăm în Sfânta Biserică, iar cei care umblă cu tot soiul de ispitiri drăcești în casa Domnului, care ar veni să filmeze, care ar veni să-i vadă pe creștini că nu sunt la 1,5 metri, care ar veni să vadă că nu au toți mască, care vin să verifice dacă s-a dezinfectat sau nu dezinfectat așa cum trebuie, să știe și ei că și noi avem puterea de a lega și a deslega. Dacă tu îmi dai amendă, îți dau și eu canul. Dacă tu vrei să mă salți pe mine, te leg și eu pe tine prin puterea pe care o am eu de a lega în cer și pe pământ și se leagă și în cer și te leg și eu pe tine. Dacă tu îndrăznești să calci pe pământul în casa Domnului, pe pământurile bisericii, cu niște gânduri drăcești în momentul în care se săvârșește Sfânta Liturghie, vei cădea sub blestem. Tu și casa ta și cu tot neamul tău. Pentru că scoatem la proscomidie rugăciuni. Pentru că spunem rugăciuni de legare, nu doar de dezlegare, și atunci să vă vedem pe voi. Pentru că fiecare dintre voi, cum spunea Părintele și Sfântul Erat Mildo Robanțu, fiecare dintre voi, în felul vostru, sunteți trădători la locul vostru. Și tu, medicule, dacă nu spui adevărul, și tu, juristule, dacă nu spui adevărul, și tu, parlamentarule, dacă nu spui adevărul, și tu, polițistule, dacă nu asculți întâi de legea lui Dumnezeu și apoi de legea omului. Pentru că întâi ai fost botezat în biserică, ai fost cununat, ți s-au mormântat moșii și strămoșii și apoi ți s-a dat ție vreo funcție sau vreo patalama la mână în lumea aceasta ca să câștigi și tu un ban să nu moră de foame ca muritor. De aceea să spunem lucrurilor pe nume. Sinodul acum tace. Sinodul acum a lăsat-o așa. Vă dați seama că v-a pus pentru a treia oară în situație de apostazie. V-ați lepădat prin dogmele la Sinodul din Creta, v-ați lepădat la referendum, v-ați lepădat când a venit Papa infailibilul între ghilimele, vă lepădați și acum pentru că nu vă spun ăștia adevărul, pentru că ei sunt de același tatăl lor diavolul. Ei sunt de aceleași structuri nevăzute care i-au crescut, i-au racolat, i-au format, i-au băgat în biserică ca acum să-și facă jocul noi ordini mondiale. Ca să lovească unde, iubiți credincioși? În Sfântul Potir. De aceea, nu mai așteptați vremuri de prigoană peste 100 de ani. Au venit. Duminică aveți varianta de a vă împărtăși și a rămâne cu Hristos, indiferent dacă te îmbolnăvești de un virus. Mori și e mormântuit. Nu amestecăm lucrurile. Este problemă duhovnicească. Sau ai varianta de a te speria de toate legile acestea și a te lepăda de Hristos. Este vorba de a rămâne cu Hristos sau a muri cu Hristos pentru veșnicie sau pentru împărăția celor, a rămâne cu El sau a muri și a duce în ea. De aceea, iubiți credincioși, nu amestecăm lucrurile, nu vrem să vă explicăm mai mult decât v-am explicat, pentru că am făcut tot posibilul să vă spunem lucrurile pe nume. Este timpul ca și preoții și poporul să-și dea examenul mărturisirii la chemarea Domnului cu frica lui Dumnezeu să veniți să vă apropiați, veniți sau nu veniți,
credeți sau nu credeți, vă lepădați sau nu vă lepădați, rămâneți cu Dumnezeu sau cu Satana din mințile voastre, mergeți în împărăție sau nu. O rugăm pe Maica Domnului. Cu cinstitul ei acoperământ, cu rugăciunile ei cele puternice, să scoată din inima noastră necredința, neștiința, îndoiala, neputința, toate frământările omănești și cu orice risc, vă invităm duminică dacă aveți voie, respectând legile statului ca formă, dar ascultând din clipa în care ați intrat în Sfânta Liturghie, ascultând de legea Domnului, până la sfârșitul liturghiei și să vă mântuiți, să vă împărtășiți spre mântuirea sufletului. Amin.